Știu, lumina este genială. Vreau să vă zic că astăzi n-am vorbit deloc toată ziua cu voi. Am această fățucă cu acest păr foarte aranjat și fixat și frumos. Și vorbim cu sora mea pe video, îmi fac aproape în fiecare zi. Chiar cred că aproape în fiecare seară, că mai mult spre seară apucăm să vorbim. Îi zic eu, astăzi pentru vlog nu am filmat nimic, cred că am două chestii filmate. Și îmi zice, dar filmează acum, că faci plătite. Și zic, doamne, filmez doar când fac eu plătite. Și îmi zice, da, e ceva interesant. Și atunci, filmez când fac plătite. Am vorbit mai devreme la telefon cu al meu soț și i-am spus că vreau să fac niște plătite și dacă vrea să cumpere niște banane și chinechi. Și a zis că da. Deci, m-am apucat să fac plătite. Eu nu mai am... nu prea am făcut mai mănânc, deoarece am mâncat jumătate din cutia asta de macaron și de la Lidl, care sunt... Stați că vi-a arăt. Cam așa arată. Ei sunt produs congelat. Trebuie lăsați la decongelat, ceea ce am și făcut. Da! Că sunt foarte acrișori, foarte, foarte, adică gen mai mult de, adică nu mai e dulce, e doar acru și atât. Și mi-am place, sincer să fiu. Adică eu când mănânc macarons, mă aștept să fie dulce. Pentru că acea bezea așa ar trebui să fie dulce. Dar aia e. Am o tigaie care nu se lipește, în drumul la foc, e un ochi mediu, foc mediu, luăm o bucată polonic, putem un orbutlac, puțin unt, mie în general îmi place să fac plătitele în unt și pun aici un pic de unt. Dacă nu aveți unt, puteți să puneți puțin ulei. Lăsăm să se încingă tigaia. Dăm focul, cum am spus, la mediu. Avem aici textura plătitelor. Și hai să ne apucăm de făcut preps, de fapt, cum vreți voi să le spuneți. Am pus untul la top. Și hai să pun prima plătită. Întindem foarte bine. De obicei mie prima nu prea-mi iese, dar o om trăi și o vedea. Și o lăsăm la făcut. Am întors clătita. Turu. Și arată foarte bine. Și acum o să scoatem. Voiam să deschidem ziua de astăzi în advent calendar, pentru că mi se pare frumos că dacă ne-am apucat ieri să facem asta, să continuăm astăzi cu ziua 14. Și ziua 14 este aici. Hai să vedem dacă reușim să-l desfacem fără să-l distrugem. Cred că reușesc. Totuși, avem încă un ruj. Ok. Acesta este nuanța Natural și este un nude movuliu, foarte drăguț de altfel. Că v-am dat un pic mai mult zoom, nu știu cât se vede. Cred că se vede. Eu am zăpadă dintre asta de aici pe mână. Hai să-i fac un swatch pe mână. Nu știu cât vă dați voi seama, dar cam asta este nuanța. Este un rozaliu foarte drăguț. Cred că se vede. Good job, Andreea. Mai bine acum. Da, și asta este la ziua 14, un ruj, tot în variantă mini și ăsta. Cred că toate produsele din... Ziceam că toate produsele din acest advent cred că vor fi în variantă mini. Dar da, mâine ne va aștepta o nouă zi. L-am pus aici sub braț, că mi se pare că aici se încadrează cel mai bine. Și da, aici, astăzi a venit alt cadou de Crăciun.
Toate cadourile astea pe care le vedeți zilele astea, să știți că mi le-a luat mătușa mea, pentru că ea este Moș Crăciunul meu aproape în fiecare an. Și de data asta mi-am dorit foarte mult un mixer de mână și l-am luat pe acesta de la Russell Hobbs, pe care cred că vi l-am arătat puțin mai devreme. Să vedem, că o să-l punem la treabă dacă funcționează. Ordine de idei, aici, lângă brad. Cred că... Nu știu. De ce sunt așa de în urmă cu vlogurile? Este pentru că... Cred că a zis cineva foarte inteligent și a avut dreptate. Vlogul s-a fost creat pentru a face vloguri cu tematică de Crăciun și cum nu am avut foarte multă tematică de Crăciun, de aceea am și evitat să mai postez vloguri. Și tocmai de aceea, în zilele în care efectiv nu fac absolut nimic cu tematică de Crăciun, nici nu o să vă nici nu o să aveți vlog pentru asta. Asta am decis eu, așa că dacă vedeți într-o zi că nu am postat, înseamnă că nu am nimic să vă arăt Christmassy sau ceva de genul ăsta. Nu e că astăzi am foarte chestii foarte Christmassy, dar poate nu postez doar ziua asta, poate adun cu ziua de mâine, poate să aveți vlogmas 12 și 13, dar în orice caz eu vreau să fac 24 de vlogmasuri sau 25, pentru că așa am făcut în fiecare an. Cu siguranță săptămâna începând de sâmbătă, de când o să am programări, și toată săptămâna cealaltă, poate o să am un pic mai multe chestii de filmat, dar în rest eu încerc să integrez cât mai multe lucruri într-un vlog și știu că poate nu vă plac vlogurile scurte de 7, 8, 9, 10 minute, dar aia e, mai sunt și zile dintre astea mai nașpa. Cu această față foarte obosită și cu părul din nou vraiște, mă duc să-mi fac un duș, să mă pun în pat și noi, dacă nu închei vlogul și nu-l postez, oricum ne auzim ziua următoare. In the name of love, I beg you to forgive me. In the name of love, I never meant to hurt you, don't you really believe me? I take my part for hurting you, but you have to know how I love you, my butterfly. In the name of love. Știu că mă vedeți așa mai ciudat, dar mă machiez, nu mă duc nicăieri. Vreau să-mi fac niște poze la brad, cred că v-am zis de luni de când am făcut bradul că aș vrea să-mi fac niște poze și acum am un pic de timp, mai mult timp, și mi-am făcut și baie pe cap, mi-am făcut și părul bucle și mă machiez și după aia, după ce mă machiez, vă arăt. Terminat să mă machiez și cam așa a ieșit machiajul, mie îmi place foarte mult. Acum trebuie să mă apuc să car lumina odată și mai aia de acolo, ca să pot să le duc la bucătărie, pentru că am nevoie de lumină când fac poze. Așa că mă aud cu voi după ce termin de făcut poze. Poze o să vi le pun pe aici, pe undeva, ca să le vedeți. O să le încar și pe Instagram, bineînțeles, dacă vreți să-mi dați follow pe Instagram, o să vă las și Instagramul meu. Și da, cam așa e și machiajul. Este drăguț. Am depus efort puțin. Dar da, place foarte mult cum a ieșit, mi-am făcut și poze, ceea ce este foarte bine, pentru că și asta voiam să fac, să fac poze. Din 80 de poze am reușit să aleg două. Ok, cred că noi ne auzim mâine, să vedem ce mai filmez, pentru că v-am mai povestit eu aseară niște chestii.
gata la toate mâncările. Aveți caramel macchiato? A, ești. Și zic, băi, nu zice nimic. In the name of love, I beg you to forgive me. Never meant to hurt you, don't you really believe me? I take my part for hurting you, but you have to know how I love you, my butterfly. In the name of love, I want to ask you how many nights did you feel like a queen? I want to ask you, how many nights did you feel like a queen? I want to ask you, how many nights did you feel like a queen? I want to ask you, how many nights did you feel like a queen of my heart? I never meant to hurt you. Don't you really believe me? I take my part for hurting you, but you have to know how I love you, my butterfly. In the name of love, I want to ask you. Că vine curierul, care m-a confundat cu tine mai devreme. Nu știu, fan, nu știu ce-i comandat. Merry Christmas! Ați un cadou? Se par sănătoasă. Și place? Da! Ține. Din nou am închis și m-ai sunat tu. Hello, Zână, ce faci, pui? Ce face Luna? Ce face inima mea? Ha? Ce faci, iubita mea, frumusețea mea, iubita mea, mă pup să-ți mănânc eu bodul tău. Tu, ce faci, Luna? Ce faci, mama, tu, iubire, tu? Zeno! Hai de capul tău. Stai. Așa. Stai așa. Eu sunt la două telefoane. Filmez și la ea. Și filmez și la mine. Așa. Astea sunt cănile de la CC. Da. Pe care mi-ai zis că... Da. Da. De capul și de zilele mele, cât este de frumos. I'm like, this is heaven. This is how heaven looks like. Îți plac? Să nu te la fel? Nu. Oh, aceasta este și mai frumoasă, mai mult de aurie. Așa mi-am luat eu, cu auriu. Sunt foarte frumoase, mulțumesc, mami. Ești o zână. Ești o stea, te iubesc, prințesa mea. Facem din desfăcutul cadourilor cu manele? Da. Ăla de la mine e și cadou de Crăciun și cadou de Sfântul Nicolae, că n-am apucat să ți-l iau. Ușor. Nu, nu îl faci așa, că se poate sparge ce este mai. L-am pus în cutia de la Cora, că era drăguță. Da, restul doar acolo, un pic.
zic că n-are mult scotch. Stai că poate pierd și asta. Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Doamne Dumnezeule, care m-ai făcut pe mine! Vai de capul meu și de zilele mele, uitați-vă cât sunt de frumoase și de superbe și de minunate și de uimitoare și de... Vai de tine, te-ai întrebut pe tine însuți. Îți plac? Foarte mult, sunt superbe și miroase luminare, care miroase... Se-a trandafir. Mulțumesc, Lisa. Îți plac? Eu nu l-am mai desfăcut de vreo două zile. Deschidem adventul Nix de pe data de 17. Pentru data de 17. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Sing in exaltation.